Whoa. Whoa. Că cam jucat în am jucat cântecul ăsta pe osul. Nu, că sunt mâine destul de recent. Nu, doar că fac știu un cântec care e ah, da, mă, am uitat similar. Că asta trebuie să fac. Nu, mă, lovește chestia, lovește chestia. Oh. Cumva aș suge degetul. Nu, doar ce mișcă. Ah. Ah, ok, ok. Ești tremură, da. Oh, oh, Andy, tu ai jucat Microvolt? De, Microvolt? Nu. Holy shit, cum? Era genul shooter în care erau jucării sau ceva de genul și aveau mape din alea gen o casă normală, doar că mărită. Oh. Da. Am, era joc din 2005 sau 6 sau ceva de genul și ieri am dat, mi-am amintit cumva de el și l-am downloadat și serverele toate sunt moarte. M-am dus pe NA pentru că acolo teoretic erau mai mulți și am găsit doar vreo 4 servere. Da, sincer, asta e actul 2 de care ziceam, că arată complet diferit. Asta e actul 2, nu da. E alt nivel. Nu, nu e alt nivel, e așa pretty. E așa de aesthetic. Chiar e. Da. E. Îmi place mult pixel art-ul din nivelul ăsta, e frumos. Da. Și la ce mă gândeam? Oh. De obicei înregistrăm o oră. Nu, unul la casa altuia. Oh, ce zic, de obicei fiecare la casa lui. La fiecare la casa lui. Și acum când vorbești cu mine îmi poți vedea expresiile feței. Da. Și mă simt ciudat. De fapt, dacă te ajută, nu mă prea uit la expresia ta. Ce vrei să zici? Gen, nu mă prea uit la fața ta. Mare mic. Da, dar măcar nu-ți mai e rușine sau ce ai zis tu pe ție. Nici nu înțeleg de ce ți-ar fi rușine. Lol. Nu știu, e ciudat. Ești lângă mine fără un tricou și te uiți la fața mea. Hei, mai bine decât să fiu acasă unde sunt, în general fără pantaloni. Te rog să nu-ți dai deja și pantaloni. Te rog. Dar e cald, Andy. Ce să mă înțelegi? Nu. Dacă o să dai jos pantaloni, o să-ți fac o poză. Așa. Și o să pun un episod. Ok, ok. Măcar poți să deschizi geamul. Fac, stai, filmăm și nu putem avea o pauză. Nu-l deschid când filmăm, ca să nu se audă ca și cioara ta. Shout-out-ul cioara mea. Shout-out-ul cioara lui Mihai. Și vine acum cineva și zice că suntem de fapt rasiști. Da, asta vreau să zic, că nu mi-a folosit slang-ul rasial pe show-ul nostru. Straight out of Disney Channel. With the Disney Channel flow. Do we have the Disney Channel flow? Comedia lui Mihai. N-a fost drăguit, am încercat să fac un Știu. Da, dar ei probabil nu știu. Ieh! Nu! Nu să ajung aici. Abia aștept să folosim și noi pe Hitler la finalul anului. Oh my god! Ce? Doamnelor și domnilor, am ajuns la Hitler referențe. Oh, aici e boss-ul. No. Da. Cam toți sunt noi. Nu, dar e boss-ul Shinobi. Oh, ok. E ninja low. Yeah. Îi dai la chiloții? Îi dau la mechilor. Nu dai tu la paparazzi. Dacă nu pot lovi așa.
Câte vieți are? Nu știu. Atâtea. Eu nu mai știu timerul cum funcționează, pentru că am avut episoadele. Eu știu cum funcționează, deci... A. Oh, boy! Wow. Ăla e Death Star? Nu, e Little Planet. E din Sonic CD. Ce Sonic CD? Nu. Acum știi. Singura chestie de pe... Am știut acum se numea consola. Sega CD. Sega CD. Ok, Sonic CD nu mi se pare cel mai bun joc clasic, dar are un concept cool în care în nivele sunt diferite signposturi. De genul past și future. Și present. Așa. Și dacă atingi unul și fugi foarte repede, te duci în viitorul nivelului, în trecut sau în viitor rău, bun sau trecut al nivelului. Și asta e cool. Dar de a fost executat sloppy? Nu a fost executat sloppy, dar jocul nu știu, nivelele nu au un design așa bun, mi se pare. Da, știi ce cool? E primul joc în care Metal Sonic a fost. Un produs? Da. După cum ai văzut acolo, în cutscene-ul ăla. Da. Ce cu... Asta e rău. Asta mi se pare că e Bad Future. Sau nu? Nu știu. S-ar putea să fie Good Future, pentru că sunt toate plantele și chestiile. Și n-ar trebui să fie. Teoretic, ceea de ce nu că toate chestiile robotice au fost distruse de pe planetă și Good Future. Cred că e Good Future ăsta. Designul. Pentru că designul nivelelor din Sonic CD, depinzând de timp, sunt diferite. Shit. Stai, deci Sega CD era... E o consolă. Da, știu. Nu, parcă e un fel de consolă separată, dar în același timp un add-on pentru... Da. Mega Drive. Nu, eu mă referam la... Știi jocul ăla care era foarte... Adică nu jocul, consola aia care era foarte, foarte proastă. Care avea CD-uri și avea Link CD. Jocul cu Legend of Zelda, da, ăla? Da. Oh my god, ăla nu e un Sony? Ba, un Sony ceva. Fuck, nu vine numele în minte, dar știu despre ce vorbești. E Zelda's Adventure, ceva de genul. Da. Fuck. Cum se chema? Telefonul e lângă tine, Mihai? Telefonul e lângă mine? Unde e telefonul? Că nu, e lângă mine. Ups, poftim, Mihai. Mersi, Andy. Caută Sega? Nu. Nu-i de la Sega. Sony CD? Nu era de la Sony. Era de la Sony. Sau nu de la Sony. Nu de la Sony. Caută Legend of Zelda, but da. Really bad game. Da. Zelda CD. CDI. Ceva. CDI era? Da. Oh my god, a trebuit să jucăm jocul ăla. E așa. Jesus fucking. Philips CDI. Philips! Asta era, nu da, Sony. Da. Andy. Da, și parcă mai vreau să fac un joc cu Mario în el. Da. Foarte prost. Care e, când l-au găsit era doar în stadiu de demo. Mai țin minte? Este aia? Nu chiar atât de bine. Da. Nici eu nu țin minte bine, deci. Nu putem discuta despre... De la un fel, era un fel de parteneriat între Nintendo și Philips. Da, asta știu. Pentru că n-aveau chef de Sony pentru CD-uri sau ceva de genul. În episodul următor...